Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de carieră cu FCSP. La voi băieți suntem la meci foarte, foarte important contra celor de la CFR Cluj. Am introdus mai mult rezervele și pe bancă avem, în afară de Haaland și Tonali, destul de multe rezerve. Casul la free kick, bun. Avem lovitură liberă pe care Denis Man se pregătește să o bată. Dar oare? Ce pregătește? Oh, este pasă pentru Man, ce schemă și este 1 la 0. Incredibil ce schemă acolo. Defensiva CFR-ului a fost făcută șahmat de către Denis Man și compania. Ce schemă. Da, voi băieți și nici nu știu cât am făcut din intro, mă rog, dacă vă place această serie, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Pasa a fost oferită de către Mihailă și este 1 la 0 în acest derby. Denis Manueh, Florentino și cei doi fundași sunt cât de cât jucători mai utilizabili. În rest, sunt jucători de rezervă. Și nici ăștia de-am spus nu joacă destul de des, în afară de Florentino și Planici. O, minge către Mihailă, care trimite perfect către Timothy Weah. Își place mingea, o, incredibil ce intervenție are Arboleda sau ceva, nu știu cum se pronunță numele lui ăla. Dar ce fază frumoasă, ce bine a pasat acolo Mihailă. Putea fi al doilea asist în acest meci. Am început foarte bine. Ioniță centrează către Lasina Traore. Este bară la poarta lui... Nu mai știu cum îl cheamă pe portarul ăsta, mă rog, de la Academie. O, Simion scoate foarte bine acolo. Îi dă minute și lui Simion, pentru că după se plânge că nu prinde minute. Chestii, trestii, nebuneli. O, Mano a oferit acea minge pentru Moroțan, dar acesta n-a mai ajuns. Bordeanu trimite în stânga, acolo către Păun. Mario Camora. Camora. Camora către Zachariasen. La Sina Traore, minge blocată acolo de Planici și Iorga prinde. Acest portar care e peste Căbuz. Și noi l-am transferat pe Căbuz când îl aveam pe acest portar de la Academie. Da. Oh, ce bine s-a dus acolo pe dribbling. Timothy Weah, Moruțan, îi lasă lui Weah. Oh, ce frumos și-a făcut mingea și este 2 la 0. 2 la 0. Bine. 2 la 0, Timothy Weah. Incredibil. Ce frumos, ce frumos. De revăzut faza, vedem. I-a pasat lui Moruțan, Moruțan înapoi. Și foarte, foarte frumos a șutat acolo. Și l-a executat pe Arboleda. Până acum toți atacanții s-au implicat în faze. Mihail a dat pasă la golul lui Man, Man a marcat și Ui a marcat. Ar mai fi golul lui Mihailă. Și după ar fi totul bine și frumos. Toți atacanții să aibă câte un gol. Nedelcu, cel care nu prea a mai prins minute de la venirea lui Florentino, dar acum fiind echipa angrenată în toate competițiile, a mai intrat pentru a odihni jucătorii, dar clar Florentino este jucătorul principal pentru postul acela de mijlocaș central dreapta, pentru că pe stânga este Sandro Tonali, capitanul nostru, tânărul Sandro Tonali. Moruțan foarte bine, Florentino. Moruțan cu o prestație foarte bună până acum. N-a avut foarte multe greșeli. Nedelcu foarte bine către Weah, care întoarce către Moruțan. Acum nu a dat drumul la minge Moruțan, că tot ziceam de greșeli, dar n-a avut unde. Sepp van den Berg foarte bine, un jucător care evoluează din ce în ce mai bine. Wow, ce trecere a lui Moruțan! Incredibil ce a făcut acolo Moruțan.
Iar acum Timothy Weah. Oh, nu. Dar e incredibil cât de frumos trecuse Moroțan. Oh, Burcă acolo. Foarte bine l-a blocat Burcă pe Timothy Weah. Mihailă, foarte bine. Nedelcu, Moroțan, Florentino, Weah, Mihailă, întoarce Mihailă. Oh, Mihailă. Oh, cât feci să fie 3-0 și 2-0, intrăm la pauză, un scor foarte periculos. Dar am dominat clar meciul. Clar. Din toate punctele de vedere. Este 2-0 pe Național Arena. Burcă. Foarte bine Mihailă acolo, Mihailă. Pasează către Weah, n-a fost offside. Timothy Weah. Oh, ce ratare! Ratare uriașă a lui Weah. A vrut să își bată joc de Arboleda. Și vedem, nu a marcat. Man acolo, foarte bine Weah. Către Moruța, nu apără Arboleda. Man, bate scurt cu Mihailă. Mihailă, acolo Mihailă. Întoarce Mihailă. Oh, se luptă acolo Mihailă, dar Burcă câștigă. Sepp van den Berg, foarte bine. Florentino. Man. Iacubasi la Zakariasen. La Sina Traore. Camora, Mario Camora acolo. Capitanul lor, Păun Zakariasen. Păun, golgheterul și cel mai periculos om al celor de la CFR. Foarte bine, prinde Iorga fără probleme. Care a devenit al doilea portar după Ionuț Radu. A intrat în câteva meciuri și s-a făcut remarcat. Butean, fundașul dreapta Butean, se duce singur și îi șutează. Șut foarte slab prins de portarul nostru Iorga. Moruțan, foarte bine, Moruțan. Weah. Înapoi Moruțan către Timothy Weah. Vorba aia a lui Jepcar. Ah, intră Rondon în locul lui în locul lui Lasina Traore, încercând să marcheze, să readucă CFR în joc, pentru că dacă marchează odată, clar CFR-ul va avea un comeback destul de interesant. Să vedem ce se va întâmpla. Bordeanu, Mihai Bordeanu, ce bine a trecut acolo. Oh, și este foul după ce s-a lăsat avantaj. Păun, golgheterul celor de la CFR, peste poartă. Și Iorga trimite către Soiledis, care va deveni a treia variantă pentru postul de fundaș stânga după venirea fundașului central Brasaric, sau nu știu, ceva de genul parcă. Acesta a semnat și a fost și prezentat. Și Moruțan face 3-0. 3-0, Olimpiu, Moruțan. Tânăra speranță a echipei. Gol și pasă de gol pentru Olimpiu, Moruțan. Trei la zero. Era și păcat. Hai să facem și noi cele trei schimbări. Vom face așa. Moruțan va ieși și îl vom trece pe Mihailă. Va debuta acest jucător. Debutăm jucători de la... trei jucători care au fost aduși de la Academie, Fieraru, Lins și Eminescu. Nu este nevoie de Haaland sau de, cum îl cheamă, de Tonali. Foarte bine Florentino, Mihailă,
Moruțan. Nedelcu, foarte bine, weh. Bine, weh. Mihailă, din nou către Timothy, weh. Oh, prinde Arboleda fără probleme. Oh, Mihailă, foarte bine, Moruțan. Înapoi către Mihailă. Oh, nu. Bordeanu. Către Ioniță, Alex Ioniță. Oh, și-au trimis în afara terenului. Ultimele 10 minute în care vor intra și cei 3 jucători de la Naționa de la Academie. What the fuck, vreau să zic de la Naționala de Tineret. Nedelcu foarte bine acolo. Timothy Weah. În spatele lui va fi Mihailă pe acest final. Îl vedem pe acest Eminescu care s-a dus cu tupeu acolo la tecnic. Simion este în fața lui Camora. Simion care nu s-a făcut foarte remarcat în acest meci. Foarte bine Eminescu către Mihailă. Oh, Iacuba Sila l-a blocat perfect chiar. Perfect. Sila, un jucător mare pe lângă Mihailă. Oh, Rondon prinde Iorga fără probleme. Vandenberg. Eminescu. Foarte bună pasa de la tânărul jucător Weah. Acum Fieraru către Weah înapoi. Dau și ei o pasă jucătorii care au intrat acum pe final. Lins ăla n-a atins mingea deloc. În rest Eminescu și Fieraru au atins-o. Și deja am depășit timpul regulamentar oferit de arbitru. Au pe un Camora. Capitanul lor, Camora, este în poziție neregulamentară și deja 5 minute de prelungiri. Intrăm la al 6-lea minut de prelungiri. Iorga bate scurt. Vandenberg. Către Eminescu greșește Vandenberg. Zachariasen ne-a indus deja în al 7-lea minut de prelungiri. Ce face arbitru? Domn arbitru, ce faci? Bine, aproape 8 minute de prelungiri. LOL. Vedem această fază de antrenament, frate, de antrenament. 3 la 0. Evoluție foarte, foarte bună. Ia să vedem ce zice antrenorul 007 Matio după această evoluție foarte bună a echipei. De ce n-a fost nici măcar pe bancă Florinel Coman? Florinel Coman a fost odihnit pentru că el va fi titular în partida cu Atletico Madrid din UEFA Champions League. Din sferturile UEFA Champions League. Jucătorii s-au descurcat incredibil de bine și am arătat că și cu rezerve putem învinge echipa de pe a doua poziție. Practic contracandidata la titlu 3 la 0 la un scor de neprezentare, adică 3-0. A fost o victorie importantă pentru noi și cred că dacă am fi avut toți jucătorii în atac, cum ar fi Haaland, Coman și Odoi, putea fi și mai mult de 3-0. Ok. Și facem încă un pas către titlul de campioni. Le-am oferit șanse și tinerilor jucători. Hai să fac uite aici de exemplu. Pun așa. Pun portarul ăla. Ăsta de 19 ani care evoluează incredibil. Îl pun și pe Simion. Așa. Moruțan rămâne aici. Îl pune și pe băiatul ăsta, Fieraru. La hard, normal. Și pe... Mă mai pune și pe Lins ăsta. Are 18 ani, incredibil. Vedem ce dribbling are, 85. Ok.
Deci we are on track. Am asta e chileanu. Băiatul ăsta a făcut 16, n-a făcut. Bă, și îmi pare rău că are overall băiatul. Îi zic că sunt mândru de el. Sunt mândru de tine, Gionule. Hai că ești chiar obraznic dacă cer să joci și acum. Hai de bre, lasă în pace. Așa. Punem Florinel. Punem Haaland. Punem Odoi. Punem Szoboszlai. Punem Tonali. Todibo. Manea. Panțăru. Și Radu. Și echipa este completă. Așa. Ce mai avem? M-am pe bancă. Și Moroțan. Și totul bine și frumos. Revin de la stadion. Am revenit, băi băiți, de la Național Arena, unde atmosfera este incredibilă. S-au vândut toate biletele. Este primul 11 introdus din formula de star din etapa trecută. Au mai rămas doar Florentino și capitanul Bogdan Planici. În rest toți au fost schimbați. Foarte bine, Sandro Tonali lasă către Coman. Oh! Ce bine s-au descurcat acolo cei de la Atletico Madrid să ne blocheze. Milik, Lemar, către Thomas Partey. Lemar, Lemar, Thomas Lemar. Wow! Face acolo câteva dribbling-uri, dar apără Radu. Lemar acum. Și respinge Radu din nou în corner. Ok, Lemar din nou. O, oh, respinge Radu. Acesta a fost incomodat de Florinel Coman, care era pus fix acolo. Dar acum Coman a respins foarte bine și plecăm pe contraatac. Florinel Coman, Florinel Coman, Florinel Coman, către Haaland. O, oh, și lasă către Coman foarte bine. Mingea a fost lăsată perfect și Coman nu apără Jan Oblak. Incredibil. Incredibil. Bate scurt acolo cu Hudson-Odoi. Odoi. Oh, nu, nu, oh, incredibil, ce lovitură de colț riscantă. Odoi, acum, Hudson Odoi, oh, incredibil. Ne mutăm de la o poartă la alta și Jan Oblak a câștigat acolo duelul cu Haaland și Coman lasă în centru, Tonali era acolo, dar a fost blocat de Thomas Partey, Ander Herrera, Lemar. Lemar. Toma Lemar. Oh, ce a făcut acolo Hector Herrera. Cât pe ci să marcheze. Mexicanul. Și Radu. Bate scurt Manea. Florentino, haide. Foarte bine. Sandro Tonali. Lemar. Acum Thomas Partey. Koke. Lasă către polonezul Milik, atacantul venit de la Napoli, care șutează foarte prost și prinde Radu. Și se duce Radu. Oh my god, nu mai e Pigliacelli în campionatul României, dar îl avem pe Radu. Szoboszlai, Dominic Szoboszlai, către fostul coleg de la Salzburg. Haaland combină cei doi. Acum Szoboszlai. Întoarce și șutează în blocaj. Acum mingea revine către Florentino, dar șutează oribil cu spatele la poartă. Na, era de așteptat că va șuta așa de prost cât timp era cu spatele la poartă. Foarte bine. Planici. Sau nu știu cine a intervenit acolo, Panțărul. Acum Dubois. Oh, fostul jucător al celor de la Olympique Lyon. Fundașul dreapta. Dubois. Oh, Joao Felix. Sincer, nici nu le-am văzut. Știam că joacă cu doi atacanți, dar nu le-am văzut pe Felix.
până acum în acest meci, dar le-am văzut mai devreme. Luke Shaw, fostul jucător de la Man City, United, mă scuzați. Acum Lemar și prinde fără probleme Radu și începe contraatacul. Szoboszlai, ai de capul meu cât de bine a fost blocat. La începutul meciului am zis că, bă, frate, nu sunt chiar așa de multe schimbări, dar se pare că sunt Dubois, Ginter, Milik, totuși. Pe Ginter nu l-am văzut, fix mai devreme l-am văzut. Și o repriză slăbuță, chiar slăbuță până acum. Joao Felix, foarte bine Planici, incredibil cât de bine a putut să intervină Planici. Oh, și minge către Sandro Tonali, dar a fost offside, corect. Am avut și eu un dubiu și Boateng, ia uite. Haaland, în fața lui este Ginter care îl blochează perfect. Cuplu de fundaș german. Sincer, la început ziceam că nu e foarte mult schimbat echipa, dar acum văzând toată echipa, este schimbată grav și este pauză. 0-0 pe Național Arena. Trebuie să marcăm cel puțin un gol pentru a nu risca la returul de pe Wanda Metropolitanu. Și ce surpriză, Chelsea este condus acasă de OL 2-0. Ne dăm pe ultra attacking, pentru că nu se mai poate. Hector Herrera, lasă talentul să se coacă că este avortat. Bun, Szoboszlai, Coman, bun, Haaland, Szoboszlai, Luke Shaw, foarte bine, Florentino către Haaland, îl găsește perfect pe norvegian care a deschis scorul. Atacantul nostru, Erling Haaland, deschide scorul pe Național Arena și face toți fanii să fie fericiți. A fost greșeală acolo a lui Shaw și Florentino a profitat și a pasat foarte bine către Haaland, cel mai bun jucător al nostru, clar. La început nu părea așa de bun, dar a început să evolueze și vedem, este o bestie, o bestie. Thomas Lemar acum, madrilenii vor să egaleze. Scoate foarte bine Radu și putem pleca acum pe contră. Florentino, cel care a pasat la gol. Oh, ce bine l-a blocat Ginter, incredibil, ce bine l-a blocat Ginter. Thomas, defensiva este schimbată total. Fundașii, nici măcar Jimenez n-a rămas. Ok, Florinel Coman. Acum, oh my god, incredibil ce a făcut acolo. Și Haaland, oh, apără Oblak din nou. Dar ce fază, ce fază, ce fază a putut să fie. Nu aici la panțărul. Ce fază a putut să fie mai devreme. A ieșit Herrera, n-am văzut cine a intrat. Oh, din nou Coman ridiculizează defensiva lui Atletico. Incredibil ce face Coman a doua oară în câteva minute. Haaland către Szoboszlai, dar mingea nu mai ajunge. Ok, și pregătim și noi schimbările. Coman va fi schimbat. Va intra Mihailă. Va intra și Moroțan. Și restul schimbărilor vom vedea. Adică schimbarea rămasă. Dacă vom face 2-0, va intra ăsta, cum îl cheamă, Weah. Dacă nu, vom încerca să avem grijă în defensivă. Oh, și scoate Radu. Îl vom introduce pe Sepp Vandenberg dacă va fi nevoie pentru
a-l odihni pe Pjanic, care are foarte multe meciuri. Florentino, Haaland. Foarte bine combină Haaland cu Florentino, se înțeleg foarte, foarte bine. Portughezul cu norvegianul. O bară și Koke egalează. Nu se poate. Nu se poate. Koke egalează. Și e grav. Am primit gol acasă, este 1 la 1. Moruțan pasează către el, pentru că Mihailă n-a urcat deloc. Oh, Mihailă a învățat de la Coman. Haaland! Oh, nu! A intrat și Kalinic în locul lui Milik. Foarte bine Koke acolo, Kalinic la prima atingere. Oh, nu! Și trebuie să avem grijă, Joao Felix, Felix! Portughezul Joao Felix. O, ocazie foarte importantă. Meci foarte dificil, mai dificil decât cel cu Liverpool. Am văzut și am avut probleme și cu Liverpool, abia i-am învins 2-1. Dar vedem acum este 1 la 1. Nu conducem. Asta este singura problemă. În campionat nu avem probleme, dar ok, l-am băgat și pe Vandenberg până intră, mai durează. Hai că am înțeles. Bine, nu știu dacă mai intră Vandenberg. Doar 2 minute, serios. Hai de Moruțan. Către Mihailo, mamă, cum se duce în fața asta. La Boateng acolo. Pa, de Boa. Și n-a mai intrat Vandenberg. Nu, în tur. Greu rezultat. Meci echilibrat. Poi, Tireiun. În deplasare, Dion. Ai, că nici nu mai încheptă conferința de presă. Hai că-l băgăm și pe ăsta. Să vedem. Nu știu ce să pun. Mă rog, aștept. Puncte față de CFR. Mamă. Hai că jucăm cu ăsta. Hai că-l pun și pe man. Și sim. Risc foarte mult și Man aduce victoria 1-0. Bine. Bine rău. Cam asta a fost episodul. Băi băieți, mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!